Bună ziua tuturor, bine ați venit la cel de-al 19-lea webinar împreună online. Sunt Diana Done, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Acest webinar îl dedicăm, de fapt, ideii de vaccin, de ce trebuie să ne vaccinăm, ce înseamnă vaccinurile, că sunt mai multe, care sunt deja pregătite sau sunt pe piață și unele dintre ele chiar aprobate, care sunt dedicate virusului SARS-CoV-2. Pentru aceasta, noi avem pregătit un webinar care îl avem realizat împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, care este universitatea noastră parteneră, face parte din Consorțiul Universităților Timișorene și este una dintre universitățile cu care Politehnica din Timișoara colaborează foarte mult. Pentru început, permiteți-mi să prezint pe cei care sunt alături de mine în această sesiune de astăzi și după aceea vă voi descrie care este parcursul acestui webinar. Am să încep cu gazda, domnul conferențiar universitar dr. Inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din Timișoara. Bună ziua! După aceea voi continua cu colegii noștri de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și am să încep cu domnul prorector, cu responsabil cu probleme academice, domnul profesor universitar dr. Daniel Ighezan. Mulțumesc, bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Voi continua cu domnul profesor Emilian Popovici, care este și vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Și voi continua după aceea cu cei doi colegi, cadru didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie și dânsii, dar care în special sunt cunoscuți deoarece lucrează în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, domnul dr. Virgil Musta. Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur că suntem împreună. Și doamna dr. Teodora Moisil. Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că vorbim despre vaccinare. Și eu mă bucur foarte mult. Înainte de a lua o parte de întrebări și de a putea discuta și de a adresa direct întrebări celor care sunt alături de noi, doamna dr. Teodora Moisil a pregătit o prezentare care va încerca să prezinte pe scurt atât mecanismul virusului, cât și mecanismele care sunt derulate în cadrul acestui, să zicem, proces de vaccinare sau a dezvoltării vaccinului în sine. Trebuie să vă spun că ne-am propus acest webinar exact cu acest scop, să încercăm să explicăm cumva pe înțelesul tuturor, fiindcă suntem foarte mulți dintre noi aici, ingineri, economiști, avocați, profesori de liceu, de diferite domenii, ce înseamnă acest vaccin, ce aduce el nou din punct de vedere științific sau nu și care este procesul de vaccinare și de fapt de ce este atât de important să ne vaccinăm. Și pentru aceasta voi încerca să limităm toate comentariile și absolut toate întrebările la acest tip de subiecte. Nimeni din cei prezenți aici nu este implicat în campania de vaccinare, nu face programări, nu își propune să prezinte niciun fel de, să zicem, de mod de a putea să te programezi mai repede sau de ce sunt anumite campanii de vaccinare gândite într-un fel în România și în altfel în alte țări. De aceea am să vă rog, orice întrebare legată de campania de vaccinare nu va fi considerată binevenită. Doamna dr. Teodora Moisil, vă rog. Mulțumesc, să-mi permiteți imediat să pun lucrarea. Să-mi spuneți dacă se vede. Nu. Share screen. Se vede, trebuie să faci numai acum așa. Bine. Perfect, da. Mulțumesc mult de tot. Încerc prin această prezentare, de fapt, să ajungem la ceea ce ne-am propus și anume să înțelegem cumva cum funcționează vaccinurile COVID-19, pentru că, de fapt, acest lucru ne preocupă acum foarte mult. Și iată că am acest slide pe care vreau să vă spun sincer, nu-l iubesc deloc, dar trebuie să vi-l prezint. Este vorba de acea pandemie care a început la noi prin februarie și care dă semne că nu se mai termină.
Sunt niște date pe care le vedem la 19 ianuarie 2021. Ceea ce trebuie să reținem este numărul foarte mare de morți la această dată, peste 2 milioane, și ceea ce trebuie să mai reținem că avem aproape 100 de milioane de îmbolnăviri la această dată. Sigur, pe lângă faptul că, iată, pandemia este de fapt o urgență mondială din toate punctele de vedere, politică, economică, ea rămâne o urgență mondială de sănătate publică. De ce? Pentru că acest SARS-CoV-2, acest virus care este responsabil de COVID-19, este și responsabil de foarte multe îmbolnăviri. Dar nu oricum, de foarte multe decese, de foarte multe sechele, la câteva luni chiar după îmbolnăvire. Ce am constatat noi în această perioadă? Că pe măsură ce această pandemie a progresat, toate serviciile celelalte medicale au avut de suferit. Și acest lucru cred că l-ați observat și dumneavoastră, chiar dacă nu lucrați sau nu aveți acces prea des într-un sistem medical. Însă, ceea ce vreau să subliniez este că a fost perturbată foarte mult desfășurarea programelor naționale de sănătate. Din aceste programe naționale de sănătate, imunizarea este cea mai importantă. Imunizarea a salvat milioane de vieți. Și iată că acum deja acest program este perturbat și pe lângă această pandemie COVID-19, dacă nu luăm măsuri, s-ar putea să avem și alte epidemii tocmai cu acei virus sau bacterii care pot fi sau cu boli prevenite prin vaccinare. Pandemia aceasta COVID-19 are mari provocări și am să vă spun de ce. Pentru că virusul SARS-CoV-2, cel care stă la baza infecției, are o patogenitate gravă. De ce spun acest lucru? Pentru că majoritatea pacienților care se internează în spital, de la infecții ușoare până la infecții critice, au o evoluție imprevizibilă. La un moment dat, o evoluție severă de fatalitate și anume deces. Provocarea cea mai mare a pandemiei o reprezintă nu numai gravitatea anumitor forme acestei infecții, ci și infecțiozitatea ridicată, care este dată nu numai de acele persoane asimptomatice despre care știm că transmit virusul, ci și de persoanele care au boala și presimptomatic, adică înainte de a face bolile caracteristice, pot să transmită acest virus. Iată de ce toate organizațiile mondiale care se ocupă de sănătate publică, guvernele, toate politicile de sănătate s-au oprit la câteva strategii importante, și anume, la măsuri de igienă și distanțare fizică, și am văzut că acest lucru a funcționat, la epidemiologia supravegherii circulației virale, și acest lucru se pare că într-adevăr funcționează. Dar cea mai importantă strategie într-o epidemie sau pandemie este imunizarea populației. Să nu ne așteptăm ca imunizarea populației prin boală să dea rezultate. Și am văzut că acest lucru a fost încercat de foarte multe țări. Imunizarea prin vaccinare este cea mai importantă și cea mai eficientă. Și aș vrea să subliniez aici că dacă nu se vaccinează peste 70% din populație, atunci, ca să putem scoate virusul din circulație, atunci pandemia va continua. De fapt, am vrut să ajung la acest slide să demonstrăm cumva, prin câteva vorbe, că vaccinarea este o investiție importantă. Nu atât o investiție personală, pentru că de fapt tu ești cel care nu te îmbolnăvești, dar și o investiție economică, o investiție de politică sanitară, pentru că toate acești bolnavi care stau în spitale costurile sunt ridicate, imunizarea care, de exemplu, poate să dea rezultate, abia acum a apărut prin primul vaccin ARN messenger. Și ca să punctez un pic ce s-a întâmplat de-a lungul evoluției bolilor, este în anul 1988 eradicarea poliomielitei și în 79 eradicarea variolei. Sunt foarte multe boli care au dat foarte un grad mare de mortalitate și pe care nu le avem din cauza tocmai datorită vaccinării.
Din punctul nostru de vedere, ca și persoane care lucrăm cu studenții, ca și persoane care lucrăm cu pacienții sau ca și persoane care suntem, avem diferite activități, există diferiți factori care ne arată că prevenția prin vaccinare e importantă. Și iată de ce. Calea de transmitere a virusului este o cale foarte clară, în sensul că foarte aproape, la mai mic de un metru, aerosolii care conțin acest virus poate să ducă la infectarea persoanei. Deci suntem persoane care socializăm, de aceea trebuie să luăm în calcul acest mijloc de transmitere. Ce mai trebuie să luăm în calcul? Un alt factor important, pentru că noi trebuie să știm că viabilitatea în aerosol și pe suprafețe a acestui virus este diferită. Dacă la spitale suntem într-o condiție de certitudine totală aproape, pentru că avem dezinfectanți, pentru că toate sălile și toate încăperile sunt dezinfectate, iată că în școli, în facultăți și pe unde mergem, acest lucru nu este cunoscut. Vreau să remarcăm că aerosolii cu virus stau 3 ore, că pe cupru persistă 80 de ore acest virus, că pe carton de persistă 80 de ore, de asemenea pe inox 80 de ore și la fel și pe plastic. Iată că acestea sunt materialele pe care noi le folosim foarte mult. Ce ne facem în schimb dacă ne ducem la o conferință? Ce ne facem dacă ne ducem la un restaurant? Vedem foarte bine. Dacă nu avem ventilație bună, ci avem o ventilație slabă sau un aer care este circulă prin aer, prin condiționat, prin aparatele de aer condiționat, infectivitatea este foarte mare. De la un pacient, uitați aici, cât se produce infecția la câte persoane. De aceea, eu zic că trebuie să ne vaccinăm. Este un lucru foarte important și nu o spun numai eu. Acest lucru a fost foarte bine întipărit de către toată lumea. Voi trece să vă explic câteva vaccinuri și dezvoltarea lor. De fapt, pornim de la lucrurile importante ale vaccinologiei. Și anume, pentru a obține vaccinuri există 3 abordări principale. Și anume, fie că folosim un virus întreg, fie că folosim în vaccin părți ale germenului, sau fie că folosim numai material genetic. Toate acestea stau la baza obținerii vaccinurilor. Spun aceste lucruri pentru că vreau să informez anumite persoane care nu cunosc foarte multe date despre cum funcționează vaccinurile. Iată cum funcționează ele. Aceste vaccinuri nu au altceva decât un imunogen. Imunogenul este un germen sau o parte din virus sau din microb, din bacterie, care provoacă un răspuns imun al sistemului nostru de apărare. Și astfel, prin acest răspuns imun, putem să stăm liniștiți că sistemul nostru imunitar poate să lupte împotriva acestor germeni. Sigur că administrarea vaccinului se face pe diferite căi, acesta e mai puțin important pentru că ele sunt stabilite de producător. Ceea ce vreau însă să menționez este că aceste vaccinuri sunt diferite. Unele poate să obțină printr-o singură doză o imunitate completă, altele au nevoie de doză de rapel, iar altele, așa cum știm de vaccinul gripal, poate să se efectueze anual sezonier. Și iată, aici este un slide, este un tabel, să zic așa, o fotografie, prin care încerc să vă spun cum pătrunde acest virus SARS-CoV-2 în celula umană. Cam aici este membrana noastră celulară, cam aici este virusul și iată, el ca să pătrundă în celula umană și să se multiplice, are nevoie de un receptor. Acest receptor este aici, AEC2, dar după ce a intrat în celulă, se dezbracă cumva de ARN și nu face altceva decât se replică ca în final să ducă la alt virus care va ieși din celulă și care va produce o altă infecție a celulei următoare. Toate medicamentele și toate virusurile vor acționa aici, pentru că este foarte important să ținem virusul dincolo de membrana celulară și nu de interiorul celulei. Iată, aici sunt două fotografii care ne arată că de la începutul pandemiei ne-am străduit în diferite momente ale evoluției acestui virus până la ieșirea lui din celulă să acționăm cu medicamente.
dar nu am reușit nici până acum. Am avut medicamente de intrare, nu s-au obținut prea multe, n-a avut multă eficacitate. De asemenea, am avut și avem medicamente care sunt antivirale, dar care acționează numai în anumite momente. Deoarece aceste medicamente nu și-au dovedit eficacitatea, s-a trecut la ceea ce cunoaștem astăzi, la folosirea și evoluția și obținerea vaccinurilor. A fost o cronologie fără precedent. Dacă vă aduceți aminte, la începutul pandemiei, toate guvernele au investit din punct de vedere financiar pentru toate companiile farmaceutice, numai ca să poată să efectueze și să poată să-și desfășoare toate cercetarea în ceea ce privește obținerea acestor vaccinuri. Și vedem aici din ianuarie, când s-a obținut prima dată secvențierea genomului viral, iată că au urmat imediat primele trialuri clinice cu AstraZeneca, ca în sfârșit, în decembrie, să avem acest prim vaccin, ARN messenger, și nu numai, că mai este încă unul aprobat acum, care a fost aprobat în decembrie și de FDA și la nivelul Europei. Care sunt candidații de vaccin în ceea ce privește COVID-19? Ce înseamnă candidați? Înseamnă că avem câteva vaccinuri, folosim câteva platforme și reușim în final să obținem eficacitate așa cum ne-am dorit. Bineînțeles, după ce aceste virusuri, aceste vaccinuri au trecut prin diferite trialuri clinice. Vedem aici câteva platforme. Platforma care folosește acidul dezoxiribonucleic, adică ADN-ul, o altă platformă care folosește acidul ribonucleic pe care îl avem acum, ARN-ul messenger. O altă platformă care folosește proteinele, adică câteva proteine din virus sau platforme virale care folosesc chiar virusii care nu se replică, virus care se replică, virus inactivat și atenuat și așa mai departe. Ceea ce vreau să vedeți în dreapta este că cel mai mult în desfășurarea lor, în evoluție și în dezvoltare, sunt cele bazate pe fracțiuni proteice din virus, adică s-a încercat ca din acele virusuri să se iau câteva bucăți sau o bucată de proteină care să ajungă în interiorul organismului nostru, față de care sistemul nostru imunitar să răspundă cu anticorp specifici. Mecanismul diferitelor tipuri de vaccinuri în ceea ce privește SARS-CoV-2 sunt cam acestea. Avem în desfășurare, în diferite trialuri, dar numai în faza 1 și 2, vaccinuri cu virus viu atenuat. Ce înseamnă acest virus viu atenuat? Că el a fost dezbrăcat de diferite diferiți factori virulenți prin diferite procedee de laborator și au păstrat antigenitatea. Și vedem aici. Adică ei rămân cam la fel, când ajung în interiorul organismului nostru, se produc anticorpi, răspunsul este foarte puternic. Singurul inconvenient al acestui vaccin, al acestor virusuri, este că ele trebuie cercetate ani de zile, pentru că trebuie să fie foarte atent în cadrul tehnologiei, să nu se greșească ceva, ca el să devină la un moment dat replicativ și să producă infecția. Sunt unii care durează chiar 2, 6, 10 ani de zile. Alte vaccinuri sunt vaccinuri inactivate, adică aceste vaccinuri care sunt practic conțin virusul clar, din care prin substanțe chimice și căldură a fost inactivat, s-a folosit numai protecția, adică fragmentul care produce antigenul. Iată că avem și două vaccinuri care sunt deja în faza 2-3, e vorba de Sinopharm și Sinovac, amândouă sunt chinezești, induc un răspuns puternic al anticorpilor și probabil că vor apărea în curând pe piață. Alte vaccinuri, cum este de exemplu Novavax-ul și Cloner, nu fac altceva decât folosesc subunități proteice virale, adică nu folosesc virusul tot, ci folosesc numai anumite proteine care produc anticorpii, ajung în organismul nostru și produc anticorpi. Și de ce se dorește acest lucru? Pentru că aceste vaccinuri sunt mai ușor de tolerat, au reacții adverse mai puține, chiar dacă trebuie să se facă una sau două doze. Și vedeți aici câteva subunități de proteine care ajung prin vaccin la nivelul celulei noastre și dezvoltă răspunsul imun.
O altă platformă este cea cu vector viral, despre care am și auzit foarte mult din presă. Dumneavoastră ați auzit, noi i-am și citit de multe ori și foarte mult dintre dumneavoastră cred că îi cunosc. E vorba de vectorii virali, fie că-s replicativi sau non-replicativi, adică, practic, anumit virus, cum este, de exemplu, adenovirusul, este folosit în așa fel, după ce este și el inactivat, după ce primește o genă de la virusul SARS-CoV-2, care se produce în special, e vorba de o genă de la proteina Spike, acest virus primește are această genă, ajunge în organismul nostru și la fel ajunge la celulă și primim un răspuns imun față de proteina care se află pe acest virus numit adenovirus inactivat. De fapt, adenovirusul nu face altceva decât este o platformă de intrare în organismul nostru. Și avem Janssen, AstraZeneca, Merck sau CanSinoBio. Alte vaccinuri și în special cele despre care o să vorbim și despre care s-a vorbit atâta sunt vaccinurile care folosesc ca imunogen acizii nuclei și avem vaccinuri ADN. Acestea sunt mai puțin dezvoltate la această dată. Aceste vaccinuri ADN sunt de fapt sunt niște inele de ADN numite plasmide care transportă genele virale. Acestea ajung în nucleul celulei noastre și de acolo se transmite RNA-ul mesager care la fel produce proteina Spike. Acestea sunt încă sub cercetare, sunt în faza preclinică. Și ajungem la vaccinurile RNA mesager, pe care deja le cunoaștem și le vedem aici, adică ce se întâmplă, așa cum am văzut și la cele ADN, și la RNA, și la cei cu vectori virali, este foarte important ca aceste vaccinuri să fie eficiente, să avem două componente importante. Odată, gena care codifică proteina Spike în interiorul nostru, dar și acea parte care ne ajută să transportăm acea genă în interiorul nostru prin intermediul vaccinului. Și iată că în cadrul RNA-ului mesager este acea grupare de nanoparticule de grăsime care de fapt îi menține stabilitatea, care intră prin vaccin la nivelul celulei musculare. Aici, de fapt, se descarcă informația. Există la acest nivel niște, să zicem așa, elemente numite ribozomi care fac proteinele. Ce proteine? Acelea care ne interesează pe noi, proteina Spike, care ajunge la suprafața celulei și față de care noi vom face anticorpi. Așadar, avem față de COVID-19, două vaccinuri importante, RNA mesager, este cel Pfizer Biotech, care și-a demonstrat eficacitatea 95% și Moderna cu 94%, tot aproape 95%. Singura diferență între acestea două este diferența perioada de celei de-a doua doze, este 21 de zile la cea Pfizer și este 28 de zile la Moderna. Ca și pe scurt, ca mecanismul de cum este de fapt mecanismul de acțiune în cadrul acestui vaccin, după cum am spus, vedem aici, după ce ajunge RNA-ul mesager la nivelul celulei noastre, eliberează proteinele, eliberează informația, se face proteina Spike, ajunge la suprafață. Ce se întâmplă aici? În momentul în care această proteină ajunge la suprafața celulei noastre, apar imediat din interior activarea limfocitelor. Acele limfocite care, de fapt, sunt răspunzătoare pentru anticorpii noștri. Este vorba de activarea limfocitelor T și limfocitelor B. De aceea am auzit de multe ori și cred că și dumneavoastră știți că acest vaccin și, în general, vaccinurile astea urmăresc, nu fac numai anticorpi la momentul în care s-a introdus vaccinul, ci creează și acea memorie imunologică în care rămâne limfocitul B, astfel încât atunci când vom veni în contact cu virusul, în organismul nostru, prin acest limfocit, să facă un grad mare de anticorpi protectori.
Și iată, acesta este un slide pe care l-am obținut din studiile privind vaccinul. Vedem aici imediat că până în a 12-a zi, acest vaccin RNA mesager nu creează anticorpi de protecție. Adevărații anticorpi, titlul cel mai mare de anticorpi și care să demonstreze eficacitatea, se obține după o săptămână de la a doua doză. Adică vorbim aici, de fapt, la 21 de zile. Respectiv, referitor la titlul de anticorp, pentru că toată lumea se întreabă, vreau să măsur acum anticorpii, să văd ce se întâmplă după acest vaccin. Acești anticorpi pe care îi obținem, trebuie să reținem că sunt anticorpi neutralizanți. Ei sunt aceia care ajută să ne apere, deci înlătură, distrug virusul dacă ajunge în corpul nostru în momentul în care noi am fost vaccinați. Și acest slide ne arată ce important este atât pentru grupa de vârstă până la 55 sau peste 65 de ani, titlul de anticorp protector comparativ cu titlul de anticorp neutralizant sau protector din plasma pacientului infectat. Deci obținem chiar un titlu mult mai mare, ceea ce înseamnă că vom avea o protecție mai bună. Ca și evenimente locale, referitor atât la prima doză și la a doua doză, tot din studiile clinice am reușit aici să aduc un slide în care vedem că cele mai multe, 83%, au avut dureri la locul injecției, rest oboseală, cefalee, frisoane, dureri articulare, dar în majoritatea cazurilor efectele secundare au fost ușoare și moderate. Ca un fel de concluzie, sigur că pandemia este foarte importantă, dar în orice pandemie și în orice epidemie trebuie să folosim toate instrumentele disponibile. La această dată, singurul nostru instrument disponibil de a ne opri, de a opri pandemia, este odată măsura de prevenție prin folosirea măștii și respectarea recomandărilor de distanțare fizică, dar avem la îndemână, iată, și vaccinurile care au început să apară. Indiferent ce vaccin este, indiferent cum îl vom face, trebuie să îl efectuăm, pentru că beneficiul tuturor vaccinurilor este pentru cei vaccinați este să obțină protecție imună, fără a fi vreodată nevoiți, săriște consecințele grave ale îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. Eu cam atât am avut de spus. Sper că m-am făcut cât de cât înțeleasă. Vă mulțumesc frumos că ați avut răbdare. Vă mulțumesc foarte mult. Da, și aceasta este și bibliografia foarte bună și foarte bine justificată pentru aceasta. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a fost mai mult decât, să zicem, interesante, complexe, foarte concise și foarte clare. Chiar felicitări pentru aceasta. Dumneavoastră mi-ați cerut să pregătesc un clip video pe care doriți să-l arăt, dar o să încep să-l arăt chiar acum. Și eventual, dacă vreți, nu știu, să explicați peste el sau nu, sau lăsăm cu sunetul. Lăsăm lui, că este foarte frumos și bun, înțelege perfect toată lumea. Mulțumesc! Ce este un vaccin ARN mesager? Vaccinurile de tip ARN mesager sunt o inovație în domeniul medical. Cercetătorii studiază de peste 10 ani modul în care pot folosi ARN-ul pentru a învăța corpul să se apere de virus. Cercetătorii au descoperit cum pot învăța corpul uman să recunoască un coronavirus și să-i blocheze accesul. Cum acționează coronavirusul? Un coronavirus este format din cod genetic, capsidă și receptori. Receptorii sunt cârligele prin care virusul se prinde de corp. Sunt peste 20 de astfel de cârlige, însă cercetătorii au descoperit că cel mai important cârlig este proteina S. Cum acționează coronavirusul? Dacă organismul nu este învățat să recunoască acest virus, atunci nu poate declanșa sistemul de alarmă și lasă virusul să intre în corp. Cum acționează vaccinul de tip ARN mesager? Vaccinul ARN mesager este ca o scrisoare care dă corpului instrucțiuni despre cum să recunoască proteina S, care este cel mai important cârlig.
De îndată ce învață să o recunoască, corpul uman declanșează sistemul de alarmă la timp. După ce lasă mesajul, scrisoarea, vaccinul ARN mesager, este distrusă de corp. Vaccinul ARN mesager învață corpul să recunoască coronavirusul, dar nu provoacă nicio modificare în codul genetic. ARN-ul mesager nu interacționează cu ADN-ul uman pentru că se găsește doar în afara nucleului. Ce învață corpul nostru prin vaccinul ARN mesager? 1. Cum arată un coronavirus? Vaccinul îi arată portretul robot al cârligului cu care virusul se prinde de corpul nostru, proteina S. 2. Cum se produce cârligul? Organismul află cum se fabrică acest cârlig și exersează eliminarea lui. Produce anticorpi. Vaccinul pe bază de ARN mesager nu provoacă boala deoarece produce o singură proteină, iar coronavirusul are nevoie de mai multe proteine pentru a cauza îmbolnăvirea. Informează-te despre vaccinarea împotriva COVID-19. Da, mulțumim mult de tot. Într-adevăr, acesta a fost unul dintre clipurile video foarte interesante. Am o scurtă întrebare care, de fapt, am să trec în modul Gallery View și ne vedem cu toții și este pentru toată lumea, într-un fel, această întrebare. Va răspunde oricine și după aceea o să trec cumva punctual la întrebări. Fiindcă am văzut că sunt foarte multe întrebări, mă așteptam la aceste multe întrebări care să fie foarte bine focalizate pe un anumit subiect. Cât este de important să discuți cu medicul de familie sau cu medicul curant înainte de a te vaccina? Cine îmi răspunde? Domnul profesor dr. Virgil Musta, vă rog, sau Daniel Ighezan? Domnul profesor Daniel Ighezan, haide! Nu, dar eu vreau să spun, să deschizi microfonul, Virgil, și tu să răspunzi mai bine, asta vreau. Eu cred că este esențial să vorbim cu medicul de familie, pentru că medicul de familie este cel care cunoaște tot istoricul pacientului sau persoanei în cauză și eu cred că medicul de familie trebuie să fie și sfătuitorul din punct de vedere medical al acestui pacient. Dar aici sunt anumite situații în care medicul de familie nu are competența și cunoașterea pentru a face anumite recomandări. Sunt situații speciale legate de patologia unei persoane și este recomandabil ca decizia de vaccinare să fie luată împreună cu un specialist care se ocupe de boala cronică a pacientului respectiv sau cu un medic infecționist care poate înțelege ceva mai mult legat de mecanismul de acțiune al vaccinului. Dar, în primul rând, medicul de familie trebuie consultat. Da, într-adevăr, cred că aceasta este cea mai bună soluție, să te consulți cu medicul de familie și am să iau acum, să zicem așa, să pun o întrebare directă către domnul profesor Emilian Popovici, care este, să zicem, reprezintă aici nu numai Universitatea de Medicină și Farmacie, ci și Societatea Română de Epidemiologie. Și am să-l rog să ne spună foarte clar, așa, pe scurt, câtă încredere puteți să aveți în aceste tipuri de vaccinuri dumneavoastră și cât este de important, de fapt, procesul de vaccinare? Fiindcă am înțeles deja cum funcționează, eu sunt foarte lămurită și mă bucur tare mult că am organizat aceasta, fiindcă văd că a fost atât de limpede și de clar pentru multe lume. Dar procesul de vaccinare, cât este de important, domnule profesor? Păi, dacă ne referim la procesul de vaccinare, sigur că e foarte important dacă vrem să respectăm ceea ce ni s-a recomandat și nu numai nouă, ci ceea ce s-a recomandat tuturor țărilor, respectiv ca în maxim un an de zile să vaccinăm minim 60% din populație. Acestea sunt cele două ținte, practic, care au fost transmise tuturor statelor lumii ca să încerce să facă tot, de fapt, să facă tot posibilul ca să vaccineze minim 60% din populație într-un an de zile și în același timp să mențină numărul de infecții la minim posibil pentru a limita la maxim posibil posibilitățile virusului de a genera noi variante. Deci acestea sunt cele două ținte. Dacă trebuie să vaccinăm într-un an de zile minim 60% din populație, este clar că procesul de vaccinare este extrem de important și e foarte important să fie foarte bine organizat,
să fie foarte fluent, cursiv, să aibă tot ce îi trebuie, centrele de vaccinare să fie puse la punct, resursa umană să fie acolo prezentă și oamenii să vrea să se vaccineze. Acum, despre încrederea în vaccin, încrederea este foarte ridicată și asta o dovedesc prin propriul exemplu. Dacă am ajuns să mă vaccinez, înseamnă că cu siguranță am încredere în vaccin. Și credeți-mă, ca epidemiolog cu experiență de zeci de ani de zile, am întrebat peste tot unde a trebuit să întreb și m-am informat din toate sursele posibile, de la persoane doar de mare credibilitate cu care am discutat și am ajuns la această decizie și am primit vaccinul cu bucurie. Încă mi-a părut rău că n-am putut să o fac mai repede vaccinarea, dar sunt mulțumit și așa. Deci încrederea este mare pentru că este vorba de un vaccin modern, este vorba de vaccinuri moderne. Oamenii au și posibilitatea să aleagă între mai multe variante de vaccinuri, deci și aici este o disponibilitate. De ce? Pentru că, practic, producerea acestui vaccin n-a reprezentat o problemă din punct de vedere științific. Dacă am fi avut de-a face cu virusul HIV-SIDA, atunci aveam o mare problemă, pentru că nu avem tehnica necesară, nu avem știința necesară ca să putem să facem un vaccin pentru această infecție. Dar pentru COVID nu a fost o problemă. De aici și numărul mare de firme care au dezvoltat vaccinuri într-un timp relativ scurt și varietatea de vaccinuri, că nu avem un singur tip de vaccin. Da? Deci această posibilitate oamenilor de a alege. Iar în privința încrederii, pentru că mulți au fost reținuți cu acel ARN mesager care nu știu ce ar face, diversi neaveniți au transmis diverse știri false și dezinformări. Păi haideți să ne gândim așa, mai fără să accesăm o știință prea înaltă. Dacă noi păstrăm vaccinul ăsta la minus 70-80 de grade, deci mă refer la cel cu ARN mesager, îl păstrăm la minus 70-80 de grade, iar la frigider putem să-l păstrăm doar maxim 6 zile. De ce ar rezista în corpul uman nu știu câți ani ca să producă nu știu câte malformații și necazuri? Deci, gândind logic și rațional, putem desfința absolut orice fel de acuză care se aduce acestui vaccin. Emilian, dacă îmi permiți, numai o secundă, o completare la ceea ce ai spus, foarte frumos. Ceea ce vreau numai să adaug este să înțeleagă colegii noștri de ce indicațiile sunt ca 60-70% din populație să fie vaccinată, este pentru ca virusul să nu mai persiste în populație. Pentru că dacă vaccinăm 30% din populație, el se va persista în acele colectivități în continuare și cu cât persistă mai mult, cu atât este și riscul să producă la mutații și, de fapt, și cei care sunt vaccinați după aceea să nu fie protejați împotriva lui. De-aia e bine ca să fie o mare masă de oameni vaccinată pentru ca să se termine cu totul pandemia și ca virusul să nu mai persiste în colectivități. Da, e vorba de aceea imunitate colectivă, practic, sau imunitate de turmă. Într-adevăr, una dintre cele mai importante, să zicem așa, perspective este că este important ca nu doar câțiva să se vaccineze, ci un număr mai mare să se vaccineze. Pentru aceasta e nevoie întotdeauna să știi înainte de a te vaccina. O persoană informată ia decizia întotdeauna ceva mai bine. Și de aceea mă bucur că l-avem alături de noi și pe domnul rector de la Universitatea Politehnică din Timișoara, domnul Florin Drăgan. În primul rând că noi am avut discuții. N-a fost o decizie ușoară să facem acest webinar. De ce îl facem? UPT cu MFT împreună, doi parteneri universitari. Foarte simplu, pentru că, din punctul meu de vedere, am fost și eu întrebat de colegi din Politehnică sau nu numai, studenți poate să fie, dacă de ce să ne vaccinăm, dacă e bine sau nu. Atunci, pentru mine e important să avem acces la informații corecte și informații corecte sau informația corectă vine de la specialiști. Deci, colegii noștri de la Universitatea de Medicină și Farmacie sunt cei mai în măsură și doar atât aș vrea să le spun tuturor celor care vor să se informeze și în acest moment au o sursă sigură de informație corectă, trebuie să vadă de unde provin aceste surse de informație. Circulă tot felul de filmulețe, mai mult sau mai puțin alarmiste. Cred că în acest moment, prin tehnologie, și ăsta e rolul nostru să punem la dispoziție tehnologia și medicina la ora actuală înseamnă o bună parte din tehnologie și va însemna tot mai mult, prin această tehnologie le dăm acces la informații de la colegi, primite de la colegii noștri la medicină, care, după cum vedeți, și nu o să mă lungesc pentru că trebuie să răspundem în continuare la întrebări,
Fac acest lucru, transmit informații cele mai valoroase sau cele mai corecte din punctul nostru de vedere. Alte surse de pe internet, mă rog, fiecare poate să le ia sau nu în considerare, dar acuratețea sau, mă rog, informațiilor lasă de dorit în multe, multe cazuri. Și atunci, după ce te informezi, decizia cred că e foarte simplu de luat. Și rolul nostru la ora actuală al celor din Politehnică e doar să facilităm această comunicare și cred că, și mă bucur foarte mult că îi avem pe colegii alături de noi, colegii de medicină. De altfel, cele două universități avem o colaborare foarte strânsă în această perioadă, nu numai prin alianță și direct. Și le mulțumesc pe această cale. Da, mulțumesc. Într-adevăr, așa este. Este o colaborare strânsă și exact acest gen de colaborare interdisciplinar e scopul pentru care existăm. Adică suntem toți universitari și vrem să informăm cât mai corect. Acum am să trec direct la întrebări. Asta a fost... Așa să ne lămurim și o să le iau rând pe rând și o să vă rog. Una dintre întrebările care apare foarte des este dacă ai avut COVID, în întrebările care au fost puse, dacă ai avut COVID, trebuie să te mai vaccinezi sau nu? Vă rog, domnule Mustan. Bă, dacă îmi permiteți, eu fiind implicat în transmiterea informațiilor legate de vaccinare, pentru că totdeauna am considerat că acest război nu se câștigă în spital, ci se câștigă în comunitate. De la începutul pandemiei am încercat să conving oamenii că trebuie să prevină, să prevină îmbolnăvirea, inițial prin acele mijloace nespecifice de purtarea măștii, distanțarea socială și igiena tegumentului, iar acum prin această armă deosebit de puternică care se numește vaccin. Se pot vaccina, într-adevăr, și dacă ai avut boala, pentru că, pe de o parte, am avut experiența că pacienți care au făcut boala și, în special, pacienți care fac forme ușoare de boală, nu dezvoltă anticorpi post-boală. Aceștia nu au protecție și pot să se reîmbolnăvească dacă au contact din nou cu acest virus și am avut aceste cazuri. Mai mult, reinfecția de obicei evoluează mai sever. Avem pacienți care, pe de altă parte, au făcut boala, au făcut anticorpi și la 2-3 luni sau 4 luni, titrul de anticorp scade și nu mai este protector. Și din nou devii posibilă victimă a acestui virus. De aceea am recomandat și recomand ca chiar dacă ai avut boala, te poți vaccina, nici nu este necesar să... determin titlul de anticorp pe care îl ai, după o lună de la perioada de oprire a simptomelor în cadrul bolii sau de ieșire din izolare. Deci recomandăm să se vaccineze. Este și una din recomandările experților. În urmă cu câteva zile s-au întâlnit la nivelul Uniunii Europene și a Organizației Mondiale a Sănătății un grup de experți care au dat niște recomandări legate de practica de vaccinare, tocmai pentru ca să existe o practică unitară. Și ar fi interesant să discutăm câteva elemente din acestea, dar probabil că pe parcurs vom discuta. Da, într-adevăr, este foarte, foarte important acest mesaj că, de fapt, chiar dacă ai făcut boala după o anumită perioadă, după o lună, e bine să te vaccinezi pentru că, de fapt, protecția continuă și deja sunt cunoscute mutații ale acestui virus. Nu demonstrat doar că sunt mai contagioase deocamdată, cel puțin mutația virusului care vine din Marea Britanie, după câte știu eu. Sunt mai multe întrebări legate de posibilitatea sau de imposibilitatea sau nerecomandarea pentru anumite cazuri de, să zicem, care au avut șoc anafilactic, de exemplu. În acest caz, ce se recomandă? Domnule doctor Mustan. Da. În ceea ce privește, adică în ceea ce privește contraindicațiile acestui vaccin, există o singură contraindicație absolută de a nu se vaccina, sau de vaccinare, și anume reacția alergică severă la oricare din componentele vaccinului și în special la polietilen glicol, care este unul din componentele acestui vaccin sau molecule înrudite cu acestea. Deci acesta este singura contraindicație absolută. Există câteva contraindicații relative care spun dacă ai avut în antecedente reacții alergice severe, cum ar fi șocul anafilactic, este
recomandabil ca să evaluezi foarte bine împreună cu un medic alergolog riscul de a face această reacție din nou sau beneficiile pe care le ai prin vaccinare. Aici cred că decizia trebuie să fie comună cu medicul alergolog. Reacții, în schimb, alergice, care sunt banale sau doar la un anumit element, nu reprezintă contraindicații de vaccinare. Eu, de exemplu, sunt alergic la ambrozie și n-am avut nici cea mai mică problemă pentru vaccinare. Da, exact această întrebare vreau să pun. Alergie la ambrozie, la albine, la flor, orice la altă... puraf, la puf, la câini, da. La pisici. La meduze, nu uitați meduzele. La da. Meduze, de exemplu, dacă am avut și această întrebare. Da, deci aici e vorba de principiu. Principiul arată că persoanele care au alergii alimentare, sezoniere sau la una, două elemente nu reprezintă contraindicații pentru vaccinare. Contraindicații relative reprezintă cei care au în antecedente șoc anafilactic sau reacții alergice severe sau care la prima vaccinare sau la prima doză a prezentat o reacție alergică, indiferent că acesta a fost șoc sau angioedem sau urticare, este recomandabil ca să se evite a doilea sau a doua doză, sau să cel mai corect ar fi să iei legătura cu un medic alergolog pentru a lua decizia comună. Deci, practic, încă un lucru, s-a constatat, statistica arată că reacțiile alergice severe, 95% dintre ele apar în primele 15 minute după vaccinare. De acest motiv, s-a și introdus ca și protocol în procesul de vaccinare obligativitatea ca fiecare persoană vaccinată să fie urmărită 15 minute la nivelul centrului de vaccinare, unde trebuie să fie și un medic care să știe să dea un prim ajutor în caz de reacție anafilactică, adică să introducă adrenalină și ce mai trebuie pentru a evita efectele catastrofale acestei reacții. Mai sunt precauții care trebuie luate și astea sunt legate de patologii asociate. Cred că domnul profesor Lighezan poate să ne povestească puțin despre precauțiile care trebuie luate la cei cu tulburări de coagulare, cu tratament anticoagulant, cu trombofilie. Și mai este o contraindicație relativă, persoane cu boală acută febrilă, infecție febrilă, ceea ce înseamnă febră peste 38,5 grade și cu simptomatologie asociată, aceștia ar fi recomandabil să amâne vaccinarea până după trecerea puseului febril. Nu înseamnă că persoanele cu afecțiune cronică sau cu afecțiuni unde ai o subfebrilitate reprezintă contraindicații, dimpotrivă să recomandă vaccinarea. Da, deci da. Domnule profesor Lighezan, vă rog. Cum era o întrebare, am văzut aici, legată de trombofilie. Trombofilia în sine nu reprezintă contraindicație de vaccinare. Dacă ne referim la patologia de boli cronice cardiovasculare și categoriile de risc care pot fi luate în considerare, categoriile de risc pentru infecția cu COVID și care ar trebui să se vaccineze sunt cei care au boli cardiace congenitale, hipertensivi, dar cu complicații cardiace, insuficiența cardiacă cronică, care iau medicație pentru boală coronariană ischemică, fibrilație atrială, de exemplu, boală vasculară periferic sau istoric de tromboembolism venos. Multe categorii din pacienții care sunt cardiaci folosesc anticoagulante și aici Societatea Europeană de Cardiologie, Societatea Englezească de Cardiologie, Societatea Română de Cardiologie spune că pentru cei care se află pe medicație anticoagulantă orală cu antivitamine K, dacă se află în marja terapeutică de INR între 2 și 3, pot să se vaccineze. Nu reprezintă o contraindicație. Ceea ce se recomandă e ca să se folosească un act subțire, 23 goci sau 25, se administrează lent, acest vaccin se aplică presiune locală fermă câteva minute, cel puțin 5 minute,
fără să se maseze, da? Ci numai se aplică și se ține apăsat pentru a se preveni apariția unui hematom. Diferența față de vaccinul antigripal este că acela se face subcutanat, iar așa deja cum a menționat Teodora în prezentarea ei, vaccinul cu ARN mesager se face intramuscular. Este adevărat că aici se face intramuscular la nivelul mușchiului deltoid, iar ceea ce trebuie să ne ține este că se ține mâna și cel puțin 5 minute apăsată și nu masată acea zonă. Cei care sunt pe anticoagulantele orale directe, mai noi, se recomandă în principiu, ghidul spune că se recomandă administrarea de dimineață acelei doze, dar că nu reprezintă o contraindicație la fel pentru a fi vaccinați această categorie de pacienți. În ceea ce privește pacienții care sunt pe medicație antiagregantă cu Aspenter, medicație cu Ticagrelor, cu clopidogrel, da, care sunt frecvent pe această medicație, nu reprezintă o contraindicație și se pot vaccina. Asta era de menționat pentru anticoagulante. Da, într-adevăr, fiindcă aceștia sunt destul de mulți pacienți care iau acest tip de medicamente, mai ales cele cu, să zicem, anticoagulantele orale. Am văzut foarte multe întrebări pe acest subiect aici. Mai sunt celelalte, să zicem așa, întrebări care au mai apărut legate de recomandarea vaccinării pentru gravide, pentru cele care alăptează. Domnule doctor Mustan. Da. Organizația Mondială a Sănătății, datorită faptului că nu sunt studii clinice legate de riscurile pe gravide, nu recomandă efectuarea acestui vaccin la gravide. Există acum în cercetare și acest aspect și se pare că nu există niciun efect teratogen și niciun efect toxic asupra fătului la gravide, dar până nu avem concluziile finale acestor studii, nu este recomandabil și nu intră în categoria de vaccinare femeile gravide. În ceea ce privesc femeile care alăptează, din același motiv, datorită lipsei cercetării și a studiilor clinice, nu se recomandă femeilor să alăpteze dacă se vaccinează sau dacă alăptează să nu se vaccineze. Dar aceleași studii care sunt în desfășurare arată că nu există niciun risc și teoretic n-are cum să existe risc când ARN-ul acela mesager care ajunge în organism, ajunge la nivelul mușchiului deltoid și rămâne acolo. Dar pentru că nu există studii, nu se pot face aceste recomandări. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății spune în felul următor. Sunt categorii de persoane a căror risc de îmbolnăvire este foarte mare și de evoluție severă este foarte mare și atunci se recomandă chiar cu acest risc de adică de necunoaștere, să se vaccineze și să nu întrerupă alăptarea sau, dacă este în timpul sarcinii, să se vaccineze datorită beneficiului mai mare prin vaccinare decât riscului de a se întâmpla ceva în cazul că se vaccinează. Da, văd că curg în continuare întrebările care sunt legate și de, să zicem, tot așa de cele care au varice, artroză, care au anticoagulante. Domnule Lighezan, poate mai vreți să comentați un pic, că văd că asta este întrebarea aceasta și cea cu cancerul, care sunt cele mai des garantate. Acum, mai spun încă o dată, ideea cu anticoagulantele, poate n-am amintit, de exemplu, cei care sunt pe terapie cu doză de heparină cu greutate moleculară mică, fondaparină. Aceștia pot face vaccinul, ceea ce se recomandă este doar amânarea administrării dozei după vaccinare și nu înainte de vaccinare. Uneori, la cei care sunt cu anticoagulante cu o valoare mai mare de 3 și sunt pe antivitamine ca sindrom trombostop, deci marcumar, deci ce folosesc, ar trebui adus la o valoare de între 2 și 3 și pot să fie vaccinați. Deci nu reprezintă o contraindicație majoră. Am avut pacienți care, de exemplu, spun dacă e vreo problemă, dar eu mi-am făcut vaccinul antigripal. Așa cum am amintit,
acel antigripal se face subcutanat, iar cel cu ARN mesager se face la nivelul mușchiului și trebuie după aceea o compresie timp de cel puțin 5 minute pentru a se asigura că nu se produce un hematom. În rest, nu sunt contraindicații. Da, într-adevăr, sunt foarte clar explicați. Le mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Domnule doctor Musta, vă rog. Dacă îmi permiteți, eu aș face o adăugare la ceea ce a spus domn profesor, ca principii. Pentru că dacă cunoaștem principiile, știm și cum să acționăm. Dacă avem o afecțiune, am spus deja, nu există contraindicații pentru vaccinare decât reacția anafilactică la unul din componentele vaccinului. Există câteva contraindicații relative pe care le-am spus. În rest, orice patologie pe care pacientul o are reprezintă indicații de vaccinare. Ca și stadializare, poate cel mai important este pacienții diabetici, pacienții cu obezitate, pacienții cu boli cardiovasculare, cu boli cronice pulmonare, pacienții cu infecție HIV, cu ciroză hepatică sau afectare renală, cu insuficiență renală, pacienții cu neoplazii. Deci toate aceste patologii reprezintă indicație de vaccinare pentru că reprezintă factor de risc în evoluția severă a bolii SARS-CoV-2 în cazul infecției. Pentru situațiile mai delicate, în care patologiile sunt complexe, avansate, eu recomand ca decizia de vaccinare a persoanei, care este o decizie personală, nimeni nu trebuie să ia decizia în locul altuia. Dar această decizie poate fi luată împreună cu medicul specialist care urmărește și dispensarizează boala. Cred că asta este cea mai bună cale de a lua decizia de vaccinare. Iar există două patologii sau două grupe de boli care mai implică anumite discuții. Și anume, bolile autoimune, unde comitetul acesta de experți recomandă vaccinarea și la cei care au boli autoimune. Eu, în schimb, aici, pentru cei care au boli autoimune severe pe terapii biologice, terapii moderne, unde există riscul ca prin vaccinare să influențăm puțin evoluția acestei boli și să o agravăm, cred că decizia trebuie luată tot cu medicul care dispensarizează și care tratează boala respectivă. Și al doilea grup sunt bolile imunosupresoare, adică bolile care, sau terapiile imunosupresoare și bolile care dau imunodepresie. Infecția HIV și, mă rog, celelalte patologii, de asemenea, au recomandare de vaccinare. Singurul risc care există aici, că în urma vaccinării, dacă imunodepresia este intensă și masivă, să nu fie suficient de eficient sau să nu ajungem la eficiența dorită de formarea anticorpilor protectori în urma vaccinării. Aici vreau numai un lucru să adaug, ca să fie clar, pentru că sunt foarte multe întrebări legate de dacă este pe hormonoterapie, că nu are nicio importanță hormonoterapia și că se poate face vaccinarea pentru cei care au tiroidite autoimune, se poate face vaccinarea și nu este o contraindicație. Sigur că mai sunt tot felul de întrebări, nu vreau să iau rolul de moderator, îi las lui Diana cu mare, mare plăcere, numai că era un lucru care totuși trebuiesc lămurite. Aici întreabă legat dacă sunt numărul mai scăzut de bolnavie datorită vaccinului. Nu putem spune că datorită vaccinului, ci datorită măsurilor. Și aici, cred că Emilian, deja e domeniul lui, te rog să le răspunzi. Da, vreau și eu să le iau pe rând, dar haide să atunci întrebăm acest lucru. Domnule Popovici, vă rog frumos. Deci, într-adevăr, s-a remarcat în ultima perioadă și eu am remarcat-o și am discutat-o și în diverse medii, această scădere, mă rog, ușoară a numărului de infecții. Am studiat cu atenție numărul de teste, pentru că primul lucru la care te uiți la câte teste s-au făcut, să vezi dacă sunt mai puține teste, atunci ai și mai puține infecții depistate. Ori numărul de teste este destul de semnificativ în continuare, așa că m-am orientat spre altă informație și așa am ajuns la ceea ce a declarat Scott Gottlieb, care a fost până în 2019 directorul Food and Drug Administration, Agenției Medicamentului din Statele Unite,
și care a spus că s-a observat de-a lungul acestei pandemii faptul că anumite tulpini, practic cele care circulă în populație până la un moment dat, au o tendință de scădere a activității la un anumit moment, parcă pregătind terenul pentru tulpinile noi care au apărut și care cuceresc piața, ca să spunem așa. Peste tot unde au apărut tulpini noi, fie că vorbim de Marea Britanie, că vorbim de Africa de Sud sau de acum 3 zile, 4 zile despre varianta care a apărut în California, exact același lucru s-a întâmplat, respectiv varianta nouă le-a înlocuit pe celelalte. Și acum va rămâne de văzut dacă ceea ce a spus Gottlieb se va adeveri sau nu. Eu sper sincer să nu se adeverească și să nu fie un joc atât de inteligent al virusului, deși virusurile au o experiență deja de milioane și milioane de ani de supraviețuire, așa că s-ar putea să fie o anumită strategie, dacă putem să spunem așa, în care lucrurile se desfășoare așa. În orice caz, până acum, absolut în toate situațiile, variantele noi cu transmisibilitate mai crescută le-au înlocuit pe celelalte, tocmai prin această caracteristică pe care au avut-o, și virusul va genera în continuare variante noi, va depinde de noi, de populație, de oameni, cum vor respecta măsurile, cum vor reuși să reducă numărul de infecții și în felul ăsta cum vor putea să limiteze posibilitățile virusului de a genera noi variante, pentru că poate să apară și variante pe care să nu le dorim absolut deloc. Nici pe acestea nu le dorim, dar virusurile pot să dea și variante care să ridice probleme și mai mari. Deci cam asta este, ar putea să fie o explicație, pentru că măsurile n-au crescut în așa fel încât să fi putut justifica această scădere a numărului de infecții prin măsurile luate, ci pur și simplu printr-o scădere a activității prezentelor variante circulante, cu posibilitatea ca ele să fie înlocuite după un anumit interval de timp de variantele cu transmisibilitate mai crescută. Deci cam asta este explicația și aș vrea să mai spun ceva legat de numărul constant mare de spitalizări și de decese. Deci acestea sunt un efect întârziat a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere epidemiologic în perioadele trecute. Și există un timp din ăsta de remanență, ca să spun așa, până când, dacă numărul de infecții s-ar menține scăzut, ar începe să scadă în mod semnificativ și numărul de internări sau cazurile de terapie intensivă, cazurile spitalizate, precum și numărul de decese. Da, așa este. Într-adevăr, mulțumesc foarte mult, foarte limpede întrebarea. Acum am să iau din nou o altă întrebare de aici, din Q&A, care se referă la infertilitate. Dacă acest vaccin poate să producă infertilitate, dacă este recomandat pentru cineva care dorește să conceapă un copil, mă rog, folosește probabil mijloace de protecție să se vaccineze sau nu. Domnule doctor Musta. Da, nu sunt dovezi legate, nu este studiat acest element, dar dacă luăm să analizăm teoretic, nu influențează fertilitatea vaccinul. Deci chiar ieri am fost într-un webinar cu profesorii de la Loga și mi s-a pus această întrebare și am răspuns că poate desfășura programul de fertilizare fără risc, chiar dacă se vaccinează. Corect, mulțumesc foarte mult. Am să mai iau o singură întrebare din cele de aici, să zicem, care cumva cred că îi se referă cel mai bine, probabil poate să răspundă doamna doctor Moisil. Doamna doctor Moisil, sunt foarte multe vaccinuri care există acum. AstraZeneca are o reputație că ar fi mai bun sau așa ceva. Se poate face o astfel de comparație între ele? Sau mulți zic, mai aștept să vină altul mai nou și mai bun. Eu revin la ceea ce am spus și în prezentare, că nu contează ce fel de vaccin facem. Fiecare vaccin urmărește decât să ne protejeze, indiferent care este abordarea. Alegem pe care îl dorim, dar important este să nu pierdem timpul. Cu cât pierdem timpul, cu atât vom avea un virus circulant mai mult timp și exact ce spunea domnul profesor, s-ar putea să avem la un moment dat un virus cu multe
mutații, adică, practic, să ne ajungă virusul din urmă și noi degeaba ne-am vaccinat. De aceea vreau să vă spun și tuturor le spun un singur lucru. Aș vrea să fac o completare la ce a zis domnul doctor Musta. Să înțeleagă și toată lumea și este foarte important să precizez că atunci când ai trecut prin boală, faci într-adevăr un anumit număr de anticorpi. Dar din acei anticorpi, numai o mică parte sunt anticorpi neutralizanți care te vor proteja pe tine mai târziu. De aceea, ați și văzut că pe slide-ul pe care l-am pus, că comparația celor de la Pfizer, pentru că de ei vorbim la această dată, poate că peste 6 luni vor vorbi de alt vaccin, a comparat cu anticorpii care existau în plasma de convalescent, dar numai anticorpii neutralizanți. Ce înseamnă anticorpul neutralizant? Înseamnă acel anticorp care nu lasă virusul să intre în celulă. În momentul în care a intrat în celulă, deja noi am pierdut lupta, pentru că se multiplică foarte repede. De asemenea, vreau să mai explic un lucru, să ne gândim de ce e importantă vaccinarea și nu contează cum. Vaccinurile se vor dezvolta în timp. Poate că acum vom face vaccinul Pfizer, poate că peste un an vom avea un vaccin de Janssen, egal ceea ce spun acum. Să ne aducem aminte că vaccinul antirabic s-a făcut în urmă cu 25 de ani, 10 zile la rând, cei care erau mușcați de câine făceau antirabic în abdomen, subcutanat. Iată că după aceea, după câțiva ani, acest vaccin s-a dezvoltat, acum nu necesită decât 4 doze. Ne aducem aminte că am avut vaccin antipolio, era antipolio oral, avea reacții foarte severe, aveam reacții severe cu paralizii la copii. Iată că acum există un vaccin care nu mai produce aceste reacții. De aceea eu spun că trebuie să luăm gura de oxigen atunci când îi se oferă. Eu nu cred că e timpul să mai așteptăm. Și tuturor celor care sunt încă îndoiți să facă să facă vaccinul, indiferent care este el, vreau să le spun să se gândească într-un singură clipă la un scenariu. Că în acest moment avem și gripă spaniolă în lume, că avem și gripă porcină, și gripă aviară, avem și Ebola, și tetanos, și difterie, și varicelă, și meningită, și meningită pneumococică, și orice alte boli, și difterie, și orice alte boli care de fapt au fost prevenite prin vaccinare, cu excepția gripei spaniole. Nu este bine să ținem cont de, să ne amintim de acel 1918 care a dus la aproape 100 de milioane de decese, acea imunizare care s-a făcut în masă la nivel global. Nu trebuie să ajungem acolo pentru că suntem în alt secol. Eu doresc ca toată lumea să înțeleagă că această gură de oxigen trebuie să o luăm, decizia ne aparține și că vaccinul nu este pentru noi. Este pentru toți cei din jurul nostru, este pentru toată lumea care trebuie să înțeleagă că trebuie să scoatem într-un an de zile, cel târziu, acest virus din circulație. Eu vă mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, foarte, foarte bună intervenția și foarte bine demonstrată, să spunem, această intervenție a dumneavoastră și a tuturor. Acum, fiindcă ne apropiem așa puțin spre final și fiindcă suntem universitari, înainte de a închide, dacă mai doriți să spuneți ceva, dacă nu mai am două întrebări doar, dacă legat de contraindicații, de indicații, de etc. Eu am cam selectat tot ce a fost foarte des. Eu cred că le-am acoperit pe toate. Dacă nu, domnule rector Drăgan, au fost puse întrebări aici și din mediul preuniversitar și din mediul universitar, fiindcă se vorbește de începerea școlii și de începerea școlii în regim față-înfață, mai ales pentru copiii mai mici în special, dar și pentru universitari. Care este poziția? Ce părere aveți? Și după aceea am să-i întreb și pe doctor. Noi am consultat deja comunitatea academică, atât studenții cât și facultății, conducerile facultăților și automat cadre didactice. Prin acestea și deja prin Senat a fost aprobată o metodologie prin care, în principiu, avem o structură destul de flexibilă. În prima parte prevedem doar o posibilitate de a veni, în special studenți din anul întâi, dacă va fi cazul și dacă acest lucru va fi posibil, depinde puțin și de ritmul de vaccinare al cadrelor didactice pentru a nu fi anumite expuneri. Partea a doua însemnând undeva pe finalul semestrului, adică luna mai în special sau,
sau aprilie și, și mai după sărbătorile de Paște, dar cred sincer că semestrul va, va însemna aducerea mai mult, colegii mei, cred că ca discuție avem aducerea mai mult a anului întâi, dacă va fi posibil și a anului, anilor terminali, pentru lucrarea de diplomă, acolo unde este cazul. În general, și studenții, în majoritate, preferă o continuare online, cel puțin în prima parte a semestrului. Deja pe varianta de evaluări, noi avem și campusul virtual, pe varianta de evaluare, deja cadrii didactice s-au acomodat și studenții s-au acomodat după, după semestrul de anul trecut, după semestrul 2, și chiar există un confort de a, de a avea sesiune în online. Deci nu avem anumite probleme. Chiar am observat o îmbunătățire, o creștere a dorinței, mai ales că situația e puțin mai complicată încă, din păcate, o creștere a dorinței de online față de luna octombrie. Nu m-am așteptat, sincer, să crească atât la cadre didactice cât și la studenți, și vor să aibă, chiar am discutat cu colegi, să aibă condiții de predare în siguranță. Da, bineînțeles, ne dorim să fim față în față. Asta înseamnă, de fapt, cu asta suntem obișnuiți ca și colegi cadre didactice, dar cred că toată paradigma de predare se va schimba după acest an și cred că o variantă de predare, în special pentru zona de cursuri, zona de aplicații, și aici cred că medicina chiar mai mult decât noi e puțin mai complicată doar online, dar pe zona de cursuri cred că vom evolua într-un sistem hibrid, sau noi cel puțin în Politehnică asta ne propunem, ca în anii următori să avem variante hibride, astfel încât studenții să poată participa la cursuri, bineînțeles cu acceptul cadrului didactic și de la distanță. Deci cred că lucrurile se schimbă pentru acest semestru. Încă noi, prin consultarea cadrului didactic și a studenților, am ales o flexibilitate care, așa cum a spus, e agreată de către toată zona academică. Mulțumesc! Da, într-adevăr, așa este. Erau întrebări și legate din preuniversitate. Există vreo recomandare? Poate cineva să zică ceva? Eu mă abțin, nu pot să abrog acest drept. Pot să spun. Vă rog, Emilian. Cuvinte? Da. Deci, legat și de universitar, vreau să reamintesc că Universitatea Cambridge a anunțat încă din primăvara anului trecut reluarea cursurilor față în față din 21 iulie 2021. Deci nici încă din primăvara anului trecut au anunțat că până în 21 iulie 2021 nu se prea gândesc să reia cursurile față în față, și vreau să spun ceva legat de baza pe care au avut-o pentru această programare. Ei sunt un fel de al treilea laborator al lui AstraZeneca, după Oxford, și asta înseamnă că au avut informații destul de clare de la AstraZeneca privitor la apariția vaccinului, și de aici a venit hotărârea lor de a-și primi studenții la curs, doar la cursuri față în față, doar vaccinați, cu cadrele didactice vaccinate. Era foarte complicat să aducă oameni din toată lumea pe care după o săptămână sau două sau o lună să-i trimită acasă, pentru că implică și niște complicații, cred, din punct de vedere financiar, logistic și așa mai departe. Deci asta în privința învățământului universitar. În privința învățământului preuniversitar este o nevoie de socializare a tinerilor, deci au această nevoie. Ei sunt afectați, tinerii și vârsta a treia sunt afectați în mod deosebit de distanțare și de izolare. Acestea sunt grupele de vârstă, iar persoanele de vârstă activă sunt afectate în mod deosebit de îngrijorările legate de economie. Deci la tinerii din învățământul preuniversitar este nevoie de reluarea școlii, dar este foarte important ca această reluare să se facă în condiții care să nu ducă din nou la o oprire după un interval foarte scurt de timp. Și asta înseamnă să se ia toate măsurile de către Ministerul Educației pentru ca școlile să fie toate cu aviz de la Direcțiile de Sănătate Publică și nu cum a fost data trecută, când au fost multe, multe școli, mai ales în anumite județe, care n-au avut nici măcar avizul Direcțiilor de Sănătate Publică. Și în același timp cadrele didactice să fie vaccinate, pentru că pe de o parte le protejezi pe ele, fără cadru didactic la catedră n-ai cu cine ține orele, pe de altă parte protejezi și pe cei care sunt în fața cadrelor didactice, respectiv pe ele. Da, așa este. Domnule doctor Mustaf, doriți să mai adăugați ceva? Da, vreau să susțin acest punct de vedere. La vârste mici, tinere, este foarte important contactul între elevi. Și de aceea
opinez pentru începerea anului școlar. Aici însă ar fi fost ideal ca acest an școlar să înceapă după vaccinarea dascărilor. Eu aș fi introdus ca prioritate sau printre grupurile de prioritate vaccinarea profesorilor, pentru că, pe de o parte, creează un confort familiilor care știu că trimit copiii într-un mediu în care nu există risc de contaminare de la dascăl. În al doilea rând, este vorba de protecția dascărilor și familiile lor. Se știe că copiii reprezintă un vector de transmitere, ei nu fac boală severă, sau cel puțin pe tulpina existentă, dar reprezintă un vector important de transmitere. Și atunci este greu de preîntâmpinat transmiterea în școli. Se poate face o combinație, vaccinare plus măsurile de prevenție nespecifică, și anume igienă, purtarea măștii și distanțarea socială. Și cum spunea și domn profesor, dacă se respectă cu suficiente aceste reguli și se evaluează corect fiecare școală, se poate începe. Poate ar putea să se înceapă etapizat în funcție de situația și evaluarea de risc pentru fiecare colectivitate. Iar aici aș mai spune și eu o concluzie finală, că ați întrebat dacă avem de spus ceva la final. Vaccinarea este o decizie individuală, dar cred că este o decizie de responsabilitate și de solidaritate. Responsabilitate pentru ceea ce înseamnă sănătatea noastră și pentru ceea ce înseamnă sănătatea celor din jurul nostru, și responsabilitate pentru sănătatea colectivității, acelor care, din păcate, au contraindicații de vaccinare, nu se pot vaccina și care sunt victimele celor care nu vor să se vaccineze. Este o decizie de evaluare de risc individuală, dar care trebuie luată pe baza unor informații foarte clare, și eu vă spun atâta. Dacă nu te vaccinezi, aproape sigur vei face boală. E foarte greu să previi acest lucru pe parcursul lunilor care urmează. Asta înseamnă că te supui la risc de evoluție severă în 20% din cazuri, în 10% din cazuri de evoluție critică și în 5% de deces. Dacă faci vaccinul, reduci la zero riscul de evoluție severă, reduci la zero riscul de deces și, practic, îți reduci riscurile ție și celor din jurul tău de a evolua sever. Într-adevăr, și sunt foarte multe întrebări încă cumva care spun că dacă trebuie să vaccineze și de ce nu se pot vaccina, că nu au locuri. Așa cum am menționat și la început, nu ne ocupăm de campania de vaccinare niciunii dintre cei de aici. Nu avem niciun fel de responsabilitate în a putea determina. Dacă ar fi după mine și cred că și după colegii mei, i-am vaccinat pe toți cât se poate de repede. Asta ține de alte infrastructuri și de alte organisme statale ale României și nu numai, fiindcă suntem parte dintr-o, să zicem, dintr-un sistem de sănătate european și chiar global. Deci, îmi cer scuze, știu că lumea mă întreabă că de ce nu răspundem la asta, fiindcă nu este scopul acestui webinar și nici nu avem un răspuns. Nu putem să spunem decât că să avem răbdare și să sperăm cu încredere în instituțiile statului român și tot că se va găsi o soluție justă și corectă pentru toată lumea. Alt mesaj, din păcate, nu putem să transmitem și nu cred că altcineva poate să transmită un alt mesaj privind campania de vaccinare efectiv. Mai am doar o întrebare care mi-a rămas cumva aici așa și aș vrea să o adresez toată doamne doctor Moisil sau altcuiva dacă dorește. În primul rând, știu că nu se știe și tocmai de aceea, așa ați mai spus în prezentare, dar lumea mă mai întreabă. Cât timp credeți că vom păstra o imunitate în urma oricărui dintre aceste vaccinuri? În primul rând, aș începe cu o precizare. Aceste studii despre vaccinuri nu au fost făcute nu sunt studii de imunogenitate.
Adică sunt numai studii de eficacitate. Ce înseamnă asta? Că noi nu putem fi siguri și nu ne vom măsura anticorpii ulterior după ce vom face vaccinul, pentru că acești anticorpi vor apărea numai atunci când vom avea de-a face cu stimulul, adică cu virusul. Cât timp va dura? Păi eu cred că va dura mult mai mult, pentru că iată, studiul s-a desfășurat pe... Suntem în a opta lună, cred că de supraveghere, și este deja în platou. Atâta trebuie să înțelegem că deja firmele, deci producătorii, chiar dacă au primit autorizația de obținere pe piață, ei merg în continuare cu faza 4. Ce înseamnă faza 4? Poate să fie și pe ani de zile, în care urmăresc siguranța, adică reacțiile adverse, și imunogenitatea și implicit eficacitatea, adică cât durează acești anticorpi, adică cât la sută și cât timp ne vom proteja. Sigur, până acum se pare că sunt 8 luni, este totuși în platou din ultimele date pe care le-am citit, vom vedea în continuare. Ceea ce vă pot spune, că în studiu se merge până la 2 ani de supraveghere și sigur stabilit. Acum vom vedea ce ne va spune timpul. Aș vrea să mai închei însă cu două cuvinte. Nu contează cu ce vaccin ne vaccinăm, pentru că nu noi putem să-l alegem. Guvernele noastre aleg în pandemie vaccinările și vaccinurile după posibilitățile și producătorilor sau, mă rog, după politicile care există. Și vă dau un exemplu. Iată că au apărut și altele pe piață, a apărut Sputnik, acel vaccin despre care noi am auzit că a început în Rusia, este deja în autorizare și a cerut deja autorizarea de punere pe piață. Probabil că va ajunge și el în diferite alte țări. Este cu vector viral cu adenovirus. Deci deja lumea se mișcă în diferite direcții. Da, așa este. Și înainte de a încheia, tot așa, pentru că întrebase în Politehnica, dar nu apucase să răspundă și medicina, domnule prorector, profesorul Daniel Ighezan, studenții de la medicină și-au adus un aport și important în campanie. Au fost ba la DSP, ba în spitale, ba peste tot. Deci, cum va începe școala pentru medicină? Este adevărat, împreună cu SSMT-ul, Liga Studenților Mediciniști, s-au făcut diferite proiecte în care ei au fost voluntari la boli infecțioase, colegii pot să confirme, la DSP și cu rezidenții au depus o muncă importantă în acest sens pentru a reuși să zicem, controlăm relativ pandemia. În ceea ce privește cursurile, decizia pe care a fost aprobată la nivelul Consiliului de Administrație săptămâna aceasta este că noi suntem în plin proces de vaccinare atât a cadrelor didactice din Universitatea de Medicină, cât și a studenților din Universitatea de Medicină. Aproape din ultimele date care le aveam zilele trecute, peste 55% dintre cadre și studenți erau deja vaccinați. Sigur că procentajul nu poate fi maxim, deja a fost amintit în cazul în care diferiți colegi erau chiar cu COVID sau erau imediat după și știm că doar după o perioadă pot să se vaccineze, de aceea numărul și procentajul poate nu e așa de mare. Deci informațiile sunt că avem un număr destul de important de oameni care s-au vaccinat, atât cadre didactice, personal auxiliar, cât și studenți. Iar am decis ca în semestru 2 să încercăm, având în vedere profilul pe care specializarea de medicină îl are, necesitatea de a întâlni pacienții, încât cursurile putem să încercăm să le ținem online, ca și până acum, văzând cum evoluează pandemia, dar în orice caz, în ceea ce privește stagiile clinice, încercarea este de a limita, împărțind studenții într-un număr mai mic ca să participe totuși la activitatea didactică în secții clinice sau la lucrări practice în funcție de profilele respective și în funcție de spațiile care sunt la dispoziție cu respectarea normelor sanitare care încă sunt impuse la ora actuală de către societate, guvern, cum vreți să spuneți. Ideea este că, din punctul meu de vedere, atât timp cât se vaccinează și cât există, să zicem,
un număr mare de oameni care au astfel o protecție, cred că am putea începe să facem pentru cei care sunt, mai ales în domeniul medical, asistență de medicină generală și așa mai departe, medicină dentară să fie făcut nu numai online, ci să fie și on-site. Bineînțeles, cu observarea evoluției și a pandemiei, cât și a, să zicem, incidenței posibile de cazuri. Nimeni nu poate să dea o rețetă 100% pentru viitor, nimeni nu poate spune că va fi totul bine sau că totul va fi negru. Rămâne să vedem și de aceea suntem așa de, să zicem, dezvoltați ca inteligență, pentru că reușim să ne pliem și să găsim posibilități pentru a ne plia în funcție de condițiile pe care le întâlnim. Da, așa este. Mulțumesc foarte mult. Da, foarte bun comentariu. Am să lansez acum un sondaj de opinie pe care doar cei care sunt în Zoom pot să-l vadă. Am să citesc întrebările și pentru restul de participanți de pe Facebook. Dacă ați citit informat sau ați aflat alte informații despre vaccin dedicate despre vaccinurile care sunt dedicate SARS-CoV-2 înainte de acest webinar, răspunsul este da, nu, da, dar puțin și nu m-a interesat. Și considerați că ați aflat informații despre vaccin în acest webinar, da, nu, da, dar nu sunt mulțumit sau mulțumită. Să vă rog, am să las un minut acest chestionar pe ecran să ruleze și până atunci am să rog doar așa pe domnul profesor Popovici cu un mesaj, să zicem așa, de încheiere. Ați spus și dumneavoastră că v-ați vaccinat, cât este de important sau așa ceva. Da, deci este un vaccin sigur, este un vaccin eficient, este un vaccin modern. Deci aici, practic, noi acum lucrăm cu, sau vorbim despre cele mai moderne vaccinuri pe care omenirea le poate produce la acest moment, respectiv vaccinul ARN. Deci, ce să mai spun mai mult decât că faptul că m-am vaccinat dovedește câtă încredere am în acest vaccin. Și că numai vaccinându-ne vom putea să, dacă vom înțelege să ne vaccinăm, vom putea să generăm acea imunitate colectivă sau imunitate de turmă care să pună, ca să spunem, la respect acest virus. Eu personal vă spun, m-am gândit la ceva foarte practic și anume la faptul că am spus că nu mai sacrific încă o primăvară și o vară datorită unui virus care bântuie pe afară. Deci e viața mea și hotărârea mea și altor oameni care sunt apropiați a fost să încercăm să facem tot posibilul ceea ce ține de noi ca să ne reluăm viața de dinainte și un prim gest important este acesta de a ne vaccina. Da, așa este. Multă lume mi-a zis, vrei să te vaccinezi ca să poți să călătorești. Am spus departe de mine în acest moment, acest gând că vreau să călătoresc, chit că recunosc că am foarte multe proiecte europene și internaționale care necesită întâlniri și sunt din ce în ce mai greu de gestionat, fiindcă nu am reușit să ne vedem și să lucrăm tehnic pe anumite probleme, chit că suntem toți în zona de IT și de programare, dar uneori contactul direct rezolvă mai repede problemele mai spinoase, mai ales între mai multe naționalități și cu mai multe stiluri de lucru. Dar pentru mine cel mai important, ca să-mi zic și eu părerea, să nu se zică că eu mă ascund, este să pot să-mi îmbrăcisez mama, familia, nepoții, pe toată lumea pe care am prietenii, să mă văd cu ei și să mă bucur de acest contact social care cumva poate mi-a lipsit și să pot să mă bucur și de echipa acel. Echipa acel nu s-a văzut 9 luni de zile deloc. Ne-am văzut înainte de Crăciun cu mască într-un spațiu deschis jumătate de oră. Deci asta a fost tot contactul direct, să spunem, al echipei cel în 9 luni de zile, ceea ce pot să spun că a produs un stres major și pentru echipa care desfășoară aceste webinarii din aprilie și face, susține activitatea și de educație digitală atât în Politehnică cât un pic și pentru UMF și pentru foarte mulți din mediul preuniversitar și din alte universități. Am să închei acum polul ca să vedem rezultatele și am să vi le arăt tuturor și le voi și comenta. La prima întrebare, dacă ați citit sau v-ați informat cu informații despre vaccin înainte de acest webinar, 69% au spus că da, 6% că nu, 25% că da, dar puțin. Nimeni nu a spus că nu l-a interesat, ceea ce este foarte bine. Înseamnă că lumea dorește, vrea să fie informată și se informează. Dacă considerați că ați aflat informații despre vaccin în acest webinar, 95% spun că da, doar 1% spun că nu
și 4% da, dar nu sunt mulțumiți. Ne cerem scuze pentru aceasta, atât am putut să facem într-un timp limitat și cu, cum să zic, cu cât reușim să facem într-un anumit moment. Vă mulțumesc tuturor, să ne vedem cu bine, sănătoși cu toții, să fim cumva încrezători într-un viitor și să fim siguri că toate aceste probleme cumva le vom rezolva. Vă mulțumesc, la Împreună Online ne vom revedea săptămâna viitoare, vom avea un webinar vineri care va fi dedicat culturii. Ne ducem de la medicină spre cultură, v-am promis că webinarele vor fi din ce în ce mai interesante și am început de prin noiembrie să fie așa. Dragi invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul, pentru informațiile, pentru prezentarea deosebită a doamnei dr. Moisil, pentru informațiile foarte pertinente ale profesorului Ghezan și profesorului Popovi și a domnului dr. Musta. Mulțumesc pentru sprijin și pentru organizare, domnule rector Drăgan. Dacă aveți încă un cuvânt, vă mulțumesc. Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult tuturor. La revedere tuturor! Să rămânem sănătoși! Mai bine! Tot sănătoși!